Odată cu 1 august, medicii din spitalele de stat nu mai sunt obligați să facă gări suplimentare până la epuizare. Ei vor trebui să facă cele 20 de ore obligatorii de gardă stipulate în contractul de muncă. Pentru cele suplimentare vor fi semnate contracte separate, iar medicii vor hotărî câte gărzi își vor asuma în plus. Conducerea spitalului județean este îngrijorată pentru că unii dintre medici s-ar putea să refuze semnarea contractelor suplimentare. Pentru conducere e o perioadă foarte dificilă, datorită faptului că suntem în procesul de semnare a contractelor de muncă pentru gărzi. Asta înseamnă că sunt pus în fața faptului în care o să pot să am surpriza ca unii medici să nu semneze gărzile și atunci să fie în imposibilitatea de a mai avea o continuitate a liniilor de gardă. Singurii care ar putea evita producerea unei crize a acoperirii serviciului medical continuu în unitățile spitalicești din județ sunt medicii. Prin contractul de muncă, într-adevăr, au 20 de ore de muncă în gardă. Asta înseamnă o zi. În rest, prin acest contract separat, care se va semna doar pentru gărzi, în funcție de câte gărzi vor dânsii să facă, se va consemna în program și se vor plăti la numărul efectiv lucrat. Se vor plăti după ce reduci aceste gărzi suplimentare? Ca și până acum, cu o creștere de 18% față de vechile prețuri, pentru că legea spune că se raportează la același salariu de bază din decembrie 2015, ceea ce înseamnă de fapt salariul de bază din 2009. Tot de la 1 august au crescut și salariile celor care își desfășoară activitatea în sănătate. Au crescut salariile, ducându-se în maximul din grilă, atât pentru medici cât și pentru asistenți și celălalt personal medical. Pot să spun că la fel e o creștere medie de 16%, dar sunt creșteri pentru unii asistenți de chiar 30-40%. Prin această egalizare de salarii. Au fost eliminate diferențele salariale dintre persoanele care îndeplineau aceeași funcție, aveau aceeași vechime și aceeași gradație, dar erau plătite diferit.